Bună seara, stimați telespectatori, din nou împreună, marți, de la ora 8 până la ora 9. Astăzi vom discuta despre un nou concept pentru sănătate, e partea a doua, conceptul care, despre care se va începe să discute foarte serios în țara noastră la conferința interregională, de fapt cam mondială, și care va începe nu mâine, poimine, pe 22 septembrie până pe 24. Sigur că pentru o asemenea temă avem și invitații de calitatea respectivă, și anume doamna profesor, să rămână, bine ați venit, Cristina Birlea. Mulțumesc pentru invitație. Și domnul doctor Florian Udrea, care ne va încerca să ne explice mai în profunzime ceea ce dumnealui gândește despre acest nou concept. Sigur că dumneavoastră, bună seara, și dumneavoastră puteți să puneți întrebări la numele de telefon care se află afișate pe ecran, și nu numai acum, ci în tot timpul emisiunii, mai ales că sunt concepte și categorii noi despre care se va vorbi în seara aceasta, așa cum s-a întâmplat și seara trecută, în marțea trecută, adică ceea ce se întâmplă astăzi este, de fapt, o continuare a emisiunii de data trecută. Sigur că, din punctul de vedere a realității juridice, sunt multe de spus. Ceea ce este interesant și creează oarecum discuții, după părerea mea, fără niciun fel de rost, în societatea românească, este faptul că Senatul astăzi a respins cererea DNA-ului de a permite acestuia din urmă să-l ancheteze pe fostul viceprim-ministru și ministru de interne, Oprea. Sigur că din punctul de vedere juridic nu văd niciun fel de problemă. E competența Senatului. Senatorii votează politic, adică social. Din punctul de vedere social, adică a celor care au votat, nu era nevoie de o asemenea anchetare. Ceea ce însă pe mine mă deranjează, și aș vrea măcar două cuvinte să spună și invitații noștri, ceea ce mă deranjează este faptul că există o anumită discriminare cât privește trimiterea, sau mai bine zis, începerea urmăririi penale, că trimiterea în judecată nu mai e nicio problemă, cât privește deputații, senatorii, adică parlamentarii, față de miniștri. Pentru miniștri e nevoie de cererea, și vreau să spun cu toată atenția celor care habar n-au din punctul ăsta de vedere, de cererea pe care o face Senatul sau Camera Deputaților sau președintele pentru ca să înceapă urmărirea penală. Sunt tot felul de puști, de ăștia care au terminat un fel de drept și care spun că vorbesc în limbajul cetățeanului, spunând în loc de cerere aviz. Eu vă spun că există mai multe tipuri de avize. Avizul este mai puțin de înțeles decât o cerere. Toată lumea știe ce e cerere, iar în Constituție se folosește ideea de cerere. Sigur că acum dumneavoastră observați că există o explozie așa de exprimări tinerești care n-au niciun fel de legătură cu realitatea, iar motivarea de astăzi a uneia dintre acești tineri este că folosesc avizul ca să înțeleagă lumea mai bine. Păi vreau să vă spun că pentru aviz în dreptul administrativ se face cam o lecție, un curs în dreptul administrativ pentru noțiunea de aviz. Iar cât privește cererea, toată lumea știe, a completat o cerere către o autoritate, ceea ce înseamnă că e firesc să se folosească exact limbajul din Constituție. Ce ziceți, doamnă? Dar nici într-un caz, domnul profesor, eu nu cred că aviz înseamnă același lucru Bineînțeles. Cu cerere. Asta e altceva. Și sigur. Creează pur și simplu confuzie în societatea civilă. Exact, pentru că nu se dă aviz în treaba aia. Acest mod de abordare de către persoane care zic că sunt specialiști, înțeleg. Juriști chiar. Și care invocă faptul că el îi discută cu mama lor care e judecător. Deci asta e argumentul esențial. Păi poate discută cu o carte, zic și eu, de drept. Da. Așa ar trebui. Vă rog, domnul Udrea. Trebuie să recunosc că de fiecare dată când se supune la vot sau se adresează o cerere de acest fel, acest soi, Parlamentului, și Parlamentul încă o dată bate un cui în acest coșciug al structurii democratice,
se reaprinde discuția referitoare la imunitate. Știm foarte bine, imunitatea se referă la declarații politice, nici de cum la fapte care fac atingere codului penal. După părerea mea, este un abuz, e foarte clar. Ei n-au decât să-și facă jocurile acolo, cert este că lumea înțelege și, cu siguranță, va penaliza. Chestiunea este că se penalizează Parlamentul ca instituție și este o instituție importantă, un pilon important în structura democratică a țării și este întinată de ce? De comportamentul unui grup de interese și unui grup de jocuri de-astea. Domnul politice. Doctor, știți ce se întâmplă? Există într-adevăr concepția asta pe care o aveți dumneavoastră. Eu vă vorbesc, sigur că eu o respect pentru că este opinia dumneavoastră dintr-un alt punct de vedere. Din punctul meu de vedere al juristului, apropo de domnișoara sau tânăra care spunea că vorbește cu maică sa, are cultură orală de drept. Nu, orală, da. Ar fi bine ca maică sa să-i bage mințile în cap, să vadă că să nu mai trimită pe acolo, că să face și adără și fiică sa. Domnul doctor, problema mea juridică este alta. V-am spus, discriminarea până la urmă între ceea ce înseamnă parlamentar și ceea ce înseamnă ministru sau ministru parlamentar. Da. Acum, la parlamentar nu e nevoie de nicio aprobare ca să fie trimis în judecată. Exact. Decât pentru arestare, pentru reținere sau percheziție. Atât. Și e firesc să fie așa. Dar pentru ministru, care ar fi? Că nu văd care este argumentul pentru care trebuie să existe aprobare. A doua idee, și cu asta încheie să intrăm în chestiunile noastre, dacă îmi permiteți, și dragii noștri telespectatori, pot să pună întrebări pe chestiunea aceasta. A doua problemă este infracțiunea pentru care a fost trimis în judecat sau urma să fie trimis în judecat. Păi, ucidere din culpă presupune, de fapt, nerespectarea unor reguli de circulație, de servicii, de aia, de aia, de aia. Păi care sunt regulile încălcate de Oprea? Că a avut coloană? Păi după câte știu eu, era viceprim-ministru. Și atunci lucrurile încep să schimbe. N-a prea fost clară speța pentru toată lumea. Păi pentru asta juriși, e. Probabil că o fi fost. Păi de-aia și spun. Eu de-aia și spun, doamna profesor, acum. Adică regula care se impute este că nu era împrejmuită acea gaură în asta. Păi, nu pentru că avea coloană. Păi cine trebuie să facă treaba asta? Ministrul de Interne? Da. Dacă mergem prin pe formula asta, fiecare ministru... Și aia de societatea de construcții. Păi sigur că da. Sigur că da. Dacă mergem pe acest raționament, orice ministru sub care se întâmplă un asemenea eveniment, ar putea fi acuzat de acest lucru. De omor din culpă, sigur că da. De-aia zic, ceea ce o aberăție. Numai că menirea noastră nu este să apreciem dacă e corect încadrat sau nu. Asta e problema justiției. Nu. Dar... Nu e a justiției. Și a mea, pentru că sunt jurist. Dumneavoastră sunteți de specialitate și fără discuție. Puteți emite o opinie. Dar, în general, oamenii judecă și, repet, fiecare gândește la nivelul lui și face o apreciere. Noi trebuie să-i respectăm gândirea fiecare. Păi, e nicio problemă. Nu să te apuci să contrazizi. Nu e adevărat, domnule, ești nu știu ce. Nu, asta nu se poate. Pur și simplu v-am spus că, din punctul de vedere juridic, codul penal spune așa cum vă spun eu. Și este greu de crezut că îl trimis pe ăsta în judecată sau ai începe urmărirea penală și ea de la primăria sau societatea care a făcut gaura să n-aibă niciun fel de efect. Dar, mă rog, eu cred că de data asta s-a făcut dreptate, pentru că Dumnezeu a spus că nu e bine să întâmple trimiterea în judecată în fața DNA-ului, cu toate că, repet, există o discriminare între parlamentari și între miniștri, parlamentari sau nu. Un tratament clar. Constituția însă nu poate fi modificată pe așa cum știm. Domnul doctor, acum să intrăm în problemele noastre. Acest nou concept despre sănătate, care într-adevăr este, după părerea mea, un concept extraordinar de important pentru toată lumea, pentru că datorită, este o simplă introducere, datorită acestui nou concept, noi am început să ne dăm seama că ne îmbolnăvim sau trăim prost, pentru că sănătatea noastră este proastă, tocmai pentru că sănătatea animalelor sau a mediului sunt la fel de proaste.
un mediu sănătos poate să creeze o viață sănătoasă și pentru animale, sănătos, protejat mai bine, și pentru oameni și pentru animale. Vă categoric. Aș vrea să vă povestesc, să încep prin a vă povesti o întâmplare, chiar foarte recent, și anume se punea problema ipotetică deocamdată, nu s-a întâmplat, dar oamenii de specialitate din cadrul ANSVSA-ului ridicau problema aceasta, au spus, dom'le, dacă vine o epizootie și apar focare, în urma cărora noi vom fi obligați să sacrificăm animalele, aceasta fiind singura manieră de a asana focarul respectiv, ce se întâmplă cu cadavrele, cu deșeurile de origine animală, ce facem cu ele? Că una e să-ți moară o vacă și alta e, sau 10 vaci, și alta e să decapitezi 4.000 de vaci. Da. Cum s-a întâmplat cu episodul gripa aviară și așa mai departe. Și sigur, este o problemă de sănătate publică, este o problemă economică cu efecte în economia țării. Da. Și având în vedere că este vorba de un deșeu de origine animală, organic, mi s-a părut oportun să discutăm și cu Ministerul Mediului. Numai că, apropo de acte juridice care nu sunt complete și nu sunt acoperitoare, multe. Și mi s-a răspuns foarte, foarte direct, dom'le, noi nu avem treabă cu această problemă. De ce? Pentru că legea de specialitate, legea 211, care face referire la managementul deșeurilor, nu prevede deșeul de origine animală. Și da, zis, așa e, aveți dreptate. Și stăteam și mă întrebam, zic, totuși, dacă pasăm problema la ANSVSA, la agricultură, da? Și nu numai, sunt multe exemple în care fiecare minister caută să-și protejeze cât de cât domeniul, să nu se înregistreze cu evenimente și își pasează problema de la unul la altul. Zic, având în vedere că efectul este nefast asupra, în ansamblu, asupra sănătății publice, dincolo de pierderile economice, doamne, ar trebui ca toate aceste structuri să se unească, să gândească împreună soluții care să salveze cât ce se poate salva și să se găsească o soluție tehnică, o soluție cât mai convenabilă. Ea zice ce trebuie salvat, nu ce se poate salva. Ce trebuie, salva. Exact, da, e mai corect. Sigur, plecând de la acest exemplu, revin la acest nou concept care a fost lansat, și am spus în emisiunea trecută că a fost lansat în Statele Unite, plecându-se tot de la niște observații legate de realitățile vieții cotidiene, vorba de sănătatea cetățenilor americani și plecând de la epidemia de obezitate, plecând de la consum exagerat de produse fast food și așa mai departe, de boala diabetică care iarăși este foarte, foarte extinsă, sunt aproape 80 de milioane de oameni care sunt bolnavi și care trăiesc bine. Care înseamnă costuri, eforturi financiare și de altă natură. Și atunci americanii au spus, dom'le, trebuie să regândim maniera în care abordăm sănătatea umană. Ea este influențată de calitatea a ceea ce mâncăm, ce consumăm, iar calitatea a ceea ce consumăm depinde de mediul în care trăim. Și trebuie, repet, și specia umană este tot o specie, facem parte din același ecosistem împreună cu floră, cu faună, mai mult sau mai puțin sălbatică. Din mama natură. Și această manieră holistică, integrată, în care chemăm specialiști din diverse domenii pentru a participa la elaborarea unor soluții și a unor strategii, care, sigur, astea sunt într-un final concretizate în politici de mediu, cu măsuri de corecție, de recuperare și așa mai departe, în esență, One Health-ul, în felul acesta s-a conturat. Sigur, americanii au gândit și au
schematizat aceste domenii sub forma unui triunghi. Sănătate, medicină umană, medicină veterinară și mediu. E, românii, care știm foarte bine că sunt destul de inventivi și destul de grijuli atunci când preiau un asemenea concept, noi l-am dezvoltat la un hexagon și în cadrul hexagonului am adăugat o serie de discipline care ni s-au părut nouă importante pentru etapa de dezvoltare economică și de nivelul tehnologii la care s-a ajuns și am introdus, spre exemplu, ni s-a părut foarte important în medicina ocupațională, ni s-a părut foarte important domeniul zoonozelor, care se ocupă cu transmiterea bolilor de la animale către specia umană. Să nu uităm că aproape 60% din această patologie e transmisă prin vectori și astăzi, când mă uitam la știrile de astăzi, mari probleme. Sunt 65 de cazuri de contaminare prin țânțarul faimos tigru cu boala Wilson-Niles și sunt și 6, dacă nu mă înșel, 6 decese cu această cauză. Ori este o problemă importantă. Vreau să întreb ceva pe domnul profesor. Domnul profesor, de ce tocmai acum și nu mult mai înainte s-a început ideea asta? Același lucru îl aș ruga să răspundă și domnul doctor. De ce acum? Eu cred că problemele de mediu și de sănătate care afectează calitatea vieții s-au acutizat extraordinar de mult în momentul de față. Și oamenii încep să conștientizeze că trebuie dezvoltată o cultură a supraviețuirii. Nu o cultură a dezvoltării durabile, ci pur și simplu o cultură care să asigure generațiilor viitoare posibilitatea să continue dezvoltarea speciei umane, dacă nu chiar existența speciei umane, pentru că dacă se continuă pe anumite direcții, se poate ajunge la fenomene catastrofale în privința bipezilor, sigur și a patrupezilor, dar deocamdată... Nu e de la ora de... Așa, așa. Și în momentul de față, o concentrare a eforturilor interdisciplinare, începând de la cunoașterea microfenomenelor care afectează viața și până la reglementarea întregii game printr-o legislație coerentă și, dacă se poate, de înțeles pentru cei către care se adresează. Știți la ce mă gândesc? Că totuși acest concept a apărut și la noi în țară de vreo un an jumătate. Da, dar de-abia acum a început, vă rog, domnul, de ce de-abia după acum? Părerea mea, nu, după părerea mea, și uitați-vă cu mare atenție, nu scăpăm niciun program de știri fără să vedem ceea ce se întâmplă în mama natură, câte zbateri suferă și treptat, fenomenele acestea capătă manifestări din ce în ce mai violente. Plecând de la schimbările naturii, climatice, ajungem la și mulți poate vor să se întrebe ce legătură are cu boala, cu bolile tropicale, spre exemplu. Da, o mare legătură, pentru că spuneam și în emisiunea trecută, cu acea broască țestoasă, fenomenul încălzirii globale determină un comportament deviant al speciilor. Normal, da. Și noi nu realizăm chestiunea aceasta decât acum. Acum, când vine inundația și ne inundă localitățile, când focul cuprinde, ați văzut ce s-a întâmplat în Grecia, cuprinde zona forestieră, efectele sunt dezastruoase, nu numai prin pierderile de biodiversitate, ci prin efectele asupra gazelor emise, emisiilor, efectele privind zona de deranj, de mutații de populație, de localități, pierderile economice. Abia acum noi,
căscăm domnul ochii și ne întrebăm de ce. Vă întreb amândoi, cum răspund guvernanții noștri la acest nou concept, care totuși are vreun an jumătate de când se perindă prin directivele Uniunii Europene sau din America, prin comisia aceea guvernamentală One Health? Amândoi vă rog. Cum răspund? Mie nu mi se pare că sunt foarte prompți. Pentru că în toată organizarea acestei conferințe a revenit cea din 22 a revenit unei asociații private și pur și simplu a fost efort, s-a realizat pentru că niște oameni s-au zbătut foarte tare să facă treaba asta. Sigur că dacă această conferință este sub înaltul patronaj al președintelui Iohannis, da, al președintelui României, asta înseamnă că la acel nivel consilierii de la acel nivel, cum ar fi doamna conferențiar doctor Păun și cei care au responsabilități pe direcția asta la Cotroceni, au părut să înțeleagă. Dar nu cred că a fost chiar așa un entuziasm mai jos. Și cum toată lumea știe că chestiunile astea care privesc politicile publice, conferințele, dezvoltarea cercetării, sunt până la urma urmelor o problemă de pochit, de buzunar, adică de bani, poate că ne așteptam la un sprijin mult mai eficient din partea unora dintre organizațiile care au responsabilități, da, pe mediu, pe medicină, pe calitatea vieții, un sprijin financiar mai substanțial. Eu pot să vă dau două tipuri de reacții la noi în țară și la nivel mondial. La nivel mondial este o veste foarte bună că de curând americanii cu chinezii s-au hotărât, au decis să încheie un acord privind scăderea emisiilor, pentru că, vă spun, conform măsurătorilor și statisticilor care sunt publicate, ne apropiem la limita de suportabilitate în privința emisiilor. Asta e una. Ce să vă spun, că în São Paulo au concluzionat specialiștii, unde trăiesc 20 de milioane de oameni, au concluzionat specialiștii că din cauza pulberilor și polorii atmosferice mor mai mulți oameni prin boli respiratorii decât cumulat cancerul de sân, SIDA. Nu, lăsați, multe boli grave. Multe boli grave. Deci, toate acestea, vreau să spun, sunt mai mici, ca statistică, mai puține decât bolile prin... Haideți să facem un pic de pauză. În timp ce... În timp ce la noi s-au făcut și sunt oameni specialiști de mare valoare și în Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și s-au făcut fel de fel de rapoarte și vă pot da un exemplu de asemenea raport pe care l-am făcut și am încunoștințat chiar primul ministru la acea vreme vis-a-vis de o problemă, mie mi s-a părut gravă, și anume situația creată de scăderea apelor din ochiul beiului, așa se numește, e un lac de la Felix 1 Mai, cele două stațiuni, așa, există un lac care veșnic era cu apă caldă, o temperatură crescută, unde trăiau niște specii de pești și speciile lui Bracoviță, unicați în lume. E bine, de câțiva ani suferă un fenomen de scădere și de răcire și de... Asta înseamnă ce? El era alimentat de agentul termal. Da. Scăzând agentul termal, a scăzut și ochiul respectiv. Haideți să continuăm după pauză. Vă rog. Bună seara din nou, mai ales celor care de-abia acum s-au așezat în fața televizorilor și rugăm pe domnul doctor Rudea să continue cu ce începuse să ne spuneți.
Da, ce vreau să spun, apropo de exemplu pe care l-am dat, care subliniază reacția, exact cum a spus și doamna profesor, reacția oarecum întârziată a autorităților, însă problema de fond este atitudinea pe care o avem noi oamenii vis-a-vis de consumul de resurse naturale. Consumul exagerat de resurse naturale înseamnă epuizarea lor, fapt care, sigur că în timp, duce la mari probleme. Și haideți să luăm domeniul alimentar. Alimentația și nutriția este un alt domeniu pe care One Health-ul, cu specialiștii pe care îi are, domeniul preocupant pentru noi și trebuie să spun că datorită... Ce face cu specialiștii care îi are? Și haideți să folosim conceptul de... un nou concept despre sănătate. Nu One Health, că nu... Poate oamenii nu înțeleg. Da, o singură sănătate, o sănătate globală. Da, da. O sănătate... Ce face? Că început să se spune ceva. Deci plec, abordez problema legată de alimentație și de nutriție și implicit de sănătatea publică. Da. Schimbările climatice determină ce? Determină degradarea în timp a solurilor, creșterea temperaturii în atmosferă, determină eroziuni prin vânturi, prin inundații, deci ce înseamnă? Deprecierea terenului agricol. Da. Asta înseamnă ce? Culturi sau performanțe agricole în scădere. Asta înseamnă ce? Că pe piață, nefiind marfă agricolă, prețurile cresc, devin prohibitive. Asta înseamnă că pe plan mondial piețele agricole devin volatile, variațiile pun în mare dificultate statele privind achiziționarea de produse agricole, de care depinde sigur alimentația. Apropo de chestiunea aceasta, suntem printre puținele state care își vinde terenul. Din păcate, legislația, așa cum a fost creată, a facilitat vânzarea terenului agricol și, sigur, că nu o să plece cu el în spate. Îl cumpără neamțul, știu, austriacul sau altcineva. Nu pleacă cu el în spate, dar el e folosit și produsele agricole vor fi externalizate tocmai pentru hrana poporului, pentru hrana poporului respectiv. Sau de ce nu chiar se vând la suprapreț aici, din păcate, local. Nu prea sunt folosite cele cumpărate, sunt păstrate pentru speculații imobiliare. Și dacă mi-aduc aminte bine, chiar am avut aici în emisiune invitați când lucra domnul profesor Iancu la amendarea acestei legi care există și oamenii și-au exprimat o foarte mare îngrijorare, deputați, oameni care au fost secretari de stat în Ministerul Apărării Naționale, ce se întâmplă cu această bajocură cu terenurile, foarte multe zeci de procente de terenuri cumpărate și ținute pur și simplu pârloagă pentru că se doresc speculații imobiliare așa pe ele. Din păcate așa este. Este și ăsta un fenomen și mai nou acum nu se utilizează teren agricol pentru ferme solare sau pentru panouri solare. Este, sigur, se face, se produce energie electrică și este un câștig. Vă spun eu, lângă Ploiești. La intrarea în Ploiești, la aproape de Petromul ăla, la ieșirea din Ploiești, pe stânga, spre o comună, nu-mi scap acum, e o... Cum? Blejoi, nu? Nu spre Blejoi? Noi Cănești. Nu. Aha. Nu. Este centura de vest a Ploieștiului, se ajunge la benzinărie și vreau să merge spre Câmpina. Dar undeva în stânga, e o comună unde există 10 de hectare cu asemenea panouri. De ce am atins problema asta? Că și problema agricolă este foarte importantă și trebuie găsite soluții de neutralizare a acestei tendințe. Asta în condiția în care spectrul foamei, mă refer la nivel planetar, da,
Să nu uităm că circa un miliard de alimente anual sunt risipite. De tone. Pentru că tone, da. Când spun spectrul foamei, nu mă refer la faptul că nu există alimente, nu există, ci mă refer la faptul că accesul la alimente este inegal și circa 6 milioane de copii mor anual din cauza, la nivel planetar, din cauza lipsei de hrană. E un lucru extraordinar de înspăimântător. Normal, normal. Și din toată producția agricolă, cerealieră, spre exemplu, jumătate se îndreaptă către furajarea animalelor. Circa 7-9 kg de cereale produc doar 2 kg de carne. Comportamentul nostru alimentar înclinat către consumul de carne ne face să creștem din ce în ce mai multe animale. Animale care au nevoie de terenuri de pășunat. Asta se face în detrimentul terenurilor culturii cerealiere. Vedeți, este un cerc vicios și trebuie avut în vedere un echilibru în chestiunea aceasta. E nou concept, asta încearcă. Exact. Să facă echilibru. Echilibru. Și aș vrea să mai ating încă o problemă foarte importantă. Odată cu creșterea temperaturii ambientale și pe glob, numărul surselor de apă potabilă e în scădere. Și cantitatea. Și este, sigur că da, este fenomenul de evaporare la nivel oceanelor și mărilor. Și, și apele, ploile cad pe oraș. Exact, exact. Și se mai asociază cu un fenomen foarte, iarăși, semnificativ. În condițiile în care noi ne tăiem pădurile, apele, când nimeresc zona montană, în loc să se ducă în subsol ca să refacă rezervele termale, să refacă rezervele minerale, da, pânzele freatice, se duc la vale, spală și nenorocesc gospodăriile oamenilor. Așa acolo e. Unde nu sunt lucrări de așa amenajare. Plus, și în plus, arborii nu fac decât să reducă viteza de cădere a stropilor de ploaie și atunci ar fi foarte bine pentru teren. Prin toate aceste exemple am căutat să exemplific că domenii care par a fi distanțate unele de altele au mare legătură, sunt interdependente, da, și de aceea este nevoie de aplicarea acestui concept de sănătate unică, sănătate globală. Și vreau să informăm și telespectatorii că sub auspiciile Academiei de Științe Medicale din România, împreună cu Academia Națională de Medicină din Franța, la care a adiționat Norvegia, s-a creat un program de cooperare, program care a generat alte trei programe de intervenție, spre exemplu, profilaxia cancerului de colon, profilaxia hepatitei B și C și realizarea Registrului Național de Boli Rare, Diabet și Boli Psihice. Sunt lucruri bune care s-au făcut și o să se continue. Acum se spune că la acest concept lucrează foarte mulți academicieni, da, profesori universitari, da, și specialiști în domeniile respective care sunt atașați idei. Și se intenționează crearea unui sistem de educație printr-un master care să fie dedicat exact acestui domeniu. Adică formarea de specialiști care în general să întrebe cărțile, să întrebe tratatele, nu părinții. E corect, adică părinții pentru ceea ce a fost. Asta vrea să spuneți. Da. Sunt dedicați, sunt da, oameni dedicați în zona acestui concept și numai la noi în țară. Și, repet, sunt câțiva academicieni care lucrează pe domeniul acesta. Vă rog. Partea de învățământ de care a amintit doamna profesor nu este singura direcție de acțiune. Mai avem și o direcție de cercetare. Intenționăm să facem un centru național de excelență
pe care să-l creăm împreună cu o serie de instituții ale statului și să utilizăm, să angrenăm în diverse proiecte de cercetare specialiștii pe care îi avem. Deja în urma protocoalelor încheiate cu foarte multe, nu avem loc să facem o trecere în revistă a tuturor, dar pomenesc de ARBDD-ul, Rezervația Biosferii Delta Dunării, unde intenționăm să lansăm două proiecte de cercetare. Unul se referă la contaminanții din mediul acvatic și acum amintesc tuturor faptul că noi în delta strângem și se cumulează tot ceea ce este contaminant, metal greu sau Dumnezeu știe, substanțe cancerigene, tot felul de substanțe care sunt acumulate în mediul acvatic deltaic și nu numai acolo, dar și în carnea de pește, în scoicile de acolo, scoica care este un bun filtrant de apă, vă dați seama ce rămâne în... Iar aceste produse sunt consumate de localnici și s-a observat... Și nu numai. Și nu numai, exact. Și s-a observat că prevalența de cancer în zona, în perimetru, are o tendință de creștere. Plecând de la această observație, ne-am propus acest tip de cercetare și cred că nu e suficient să ne rezumăm la perimetrul deltei, ci să mergem la sursă, pentru că e important să stopezi sursa de substanță cancerigenă sau de contaminant pentru a rezolva o problemă în final de sănătate publică. Din câte știu eu, există un program și cu Romsilva. Da. Pentru care au început negocierile. Există un program care vrea să propune și pentru lacurile din București, Salba de Lacuri din jurul Bucureștiului. Dumneavoastră știți câte ceva despre Văcărești? Am avut o contradicție împreună. Da. Sigur, eu nu cred în acea zisă delta. Poate ne spune și despre ceea ce este pe acolo, pentru că eu știu ce înseamnă lacurile din jurul Bucureștiului. Câte mizerie și câte șobolănime există și trăiește acolo. Mă rog. Așa e, dar trebuie să dăm o șansă totuși viitorului acestei salbe de lacuri. Dar spuneți. Pentru că dacă ne gândim la Snagovul de acum 15 ani, când, să mă ierte Dumnezeu, dar... românul care a făcut un milion și a făcut o locuință, o boșdeucă pe malul lacului, numai că deversarea era în lac. Și atunci e mai rău ca atunci. Folclorul spunea la un moment dat că au încercat să aducă și un crocodil, dar n-a rezistat, a murit. Deci, nu, trebuie să dăm totuși o șansă viitorului acestei salbe. S-au îmbunătățit mult condițiile de administrare și condițiile prin regulile impuse în zona domiciliară și în zona de exploatare a acestor zone locuite. Și revenind acum la Delta Bucureștiului, eu nu sunt mândru că există așa ceva. E foarte mult de lucru. Vreau să felicit pe cei care au venit câțiva iubitori de mamă natură și de printre care și un reprezentant al National Geographic și câțiva de la Academia Cațavencu care au participat la lansare, dar dincolo de, să zicem, așa numitele interese, dacă se va acționa în sensul legii și în sensul a ceea ce s-a gândit în cadrul Ministerului, va arăta foarte bine. Trebuie să fie, așa cum este Cismigiu, așa poate să fie și acolo, dar trebuie amenajat și trebuie să investiți bani. Apropo de întrebarea de mai devreme, da, problemele legate de mediu nu au fost luate în serios. Nici de instituții, de instituțiile statului și nici de mare parte din populație. Mergeți pe șosea și o să vedeți din 5 în 5 mașini, trebuie să fie unul care să-și arunce pachetul de țigări pe geamul mașinii. Dan, ați văzut ieri la televizor, într-un parc din București, cum umblau șobolanii pe sub Buxus? Da, sigur că da.
Da, păzut, slavă Domnului. Șobolan de genul ăsta, nu? Așa. Bine, sunt dezvoltați. Apropo de nou un concept despre sănătate. Sigur că da. Trebuie sigur să trăiască și ei de acolo unde trebuie, nu în oraș. Vedeți, acolo unde există depozitări necontrolate de gunoi menajer, deșeuri care sunt amestecate. De-aia, totuși, legiuitorul și Uniunea Europeană a gândit că e nevoie de această colectare selectivă. Nu trebuie să băgăm la un loc cadavre cu animale, cu rezultante de la demolări, plastic cu metale. Nu, el a avut în cap chestiunea aceasta și trebuie respectată. Dacă observați, în zona Glina, spre exemplu, păsările au dispărut de acolo. Păsările au apărut și s-au menținut ciorile, pentru că se hrănesc din gunoi și umblă și după obiecte lucitoare și sunt atrase, și au apărut șobolanii. Astea sunt specii care sunt specifice zonelor contaminate. Vă dați seama, în zona aceea unde s-a dezvoltat depozitul de deșeuri, au dispărut foarte multe specii și zilnic dispar specii din cauza activităților filantropice, nesăbuite ale oamenilor. Dacă vă aduceți aminte, în vârful muntelui, acum câteva luni de zile, cineva își propusese să facă o groapă de gunoi ecologică. Da, ceea ce era o aberație. Și ministerul, și felicit ministerul că a avut reacție de stopare. Da, noi avem la Glina, dar și Brașovul, să știți care, orașe de-astea care se laudă cu curățenia lor și mentală și da, curățenie materială, are Brașovul o groapă de groapă, un munte de gunoi așa, pe care a început să-l care, dar s-a oprit acum vreun an, doi. Și atunci întrebarea care s-a pus este: care sunt soluțiile pentru așa ceva? Sigur, soluții sunt multe. Haideți să vă explic. Există o lege. Da. O lege 211 pe 2011 care se referă la gestiunea acestor tipuri de deșeuri. În ultima perioadă se promovează din ce în ce mai mult conceptul prin care nu toate obiectele sau materialele aruncate ca și deșeu sunt deșeuri. Nu, așa e, sunt foarte multe, exact, sunt elemente hârtia din aceste materiale care plastic au valoare economică, plastic, pot hârtie, fi metal reutilizate, ați pomenit dumneavoastră, cauciucul, și ele devin subproduse, adică pot fi utilizate într-un alt proces, să zicem, tehnologic. Tendința este depozitare zero. Putem să facem din acest motto, putem să-l aplicăm și la noi în România, pentru că vreau să vă spun, se reciclează, din păcate, la noi în România cam 4%. Da, mai avem vreo 5 minute. Și 90 și ceva depozitare. Iarăși, vă dau un exemplu din Norvegia. Există, deci în Oslo, norvegienii importă gunoi menajer, deșeuri menajere, deșeuri municipale din Anglia și le ard în incineratoare care generează energie termică pentru agentul termic și încălzesc pe perioade de iarnă, și la ei iarnă, nu e ca la noi un fel de circa 78.000 de case. Ori din cauza asta motoul acela este depozitare zero. Da, totul trebuie să meargă, măcar energie electrică să scoatem din ea. Așa cum deșeurile rezultate din demolare trebuie să meargă
cele inerte, trebuie să meargă la construcții de șosele și așa mai departe. Corect. Dar am accentuat prea mult latura de mediu și eu cred că avem și alte domenii pe care le-am putea... Da, poate într-o emisiune viitoare ca să le luăm și pe celelalte. Întrucât mai avem vreo 3 minute și atunci trebuie să încheiem. Doamna profesor, o concluzie? Eu cred că această conferință ne plasează pe orbita lumii civilizate. Conferința One Health de la, din perioada 22-24 septembrie la se bucură de o la București, se bucură de o participare internațională de excepție. Oameni din Franța, oameni din Belgia, oameni din Nigeria, oameni de la Departamentul de Stat al Statelor Unite, Suedia, Olanda, oameni din Moldova, oameni din Iran, unii dintre ei chiar membri ai guvernelor din țările respective participă la această conferință. Așa încât îmi fac datoria să pomenesc încă o dată pe președintele asociației, domnul academician Nicolae Manolescu, care la cei 80 de ani ai dumisale a depus un efort extraordinar de susținut de a ne ține unii lângă alții. Domnul doctor, mulțumesc. Da, aș vrea totuși să închei, că sunt multe informații. Vreau să vă amintesc atâta că Pasteur a spus că medicul uman salvează o viață, individul, în timp ce medicul veterinar salvează omenirea. Însă și individul, și societatea, comunitatea sunt, neacademic sună, dar sunt la mâna schimbărilor climatice. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mai spun și eu altceva. Am făcut o vizită la Facultatea de Medicină Veterinară și nu mi-a venit să cred cât de grea poate să fie această facultate, având în vedere că la laboratorul de anatomie, unde profesor este chiar decanul facultății și cred că are și o funcție mai mare, am constatat sau am aflat că acești medici trebuie să știe anatomia tuturor animăluțelor care există pe pământ. Pe când medicul uman trebuie să știe pe aia omului. Și numai a omului. Plus că nu poți să discute cu pacientul. Da. Că la în plus, medicina umană îi mai spune nici pacientul. Nici pediatrul nu discute cu pacientul. Ei observă doar reacțiile. Nu, medicul veterinar își mănâncă pacient. Poate își mănâncă pacient. Da. Oricum vă mulțumesc, stimați telespectatori. Cred că a fost o emisiune și veselă, nu numai instructivă. Vă așteptăm la o altă emisiune cu această temă, poate mai profundă, dar după ce se vor încheia lucrările acestei conferințe mondiale, pe care ar trebui să o urmăriți, întrucât vă ajută să vă păstrați sănătatea în mod corespunzător, alături de cea animalelor și a mediului. O seară și o noapte foarte bune!